Bună ziua, bună ziua tuturor! Ne aflăm aici ca să putem să discutăm câteva propuneri ale Partidului Social Democrat în ceea ce privește controlul epidemiei cu noul coronavirus. Dumneavoastră știți foarte bine că în ultima săptămână am ajuns la valori care au depășit așteptările tuturor și dacă ieri am avut peste 8.000 de cazuri, probabil că în zilele următoare, inclusiv astăzi, vom avea cifre cel puțin la fel de mari și lucrul acesta are un impact extraordinar de grav pentru că se va răsfrânge peste 7, 10, 15 zile asupra sistemului de sănătate. Există pericolul ca tratamentul pacienților în secțiile de terapie intensivă să nu mai fie posibil, iar lucrul acesta va genera un număr de decese important, care cred că trebuie foarte serios luat în considerare de autorități și intervențiile pe care noi le-am și propus de altfel în programul de guvernare, cred că sunt binevenite. Aici nu este o chestiune neapărat de opțiune politică, este o chestiune de responsabilitate și de responsabilizare. Ce am propus noi și vă spun că repet acest lucru, dar cred că e foarte important, funcționarea sistemului de sănătate publică în momentul de față, care trebuie să gestioneze aproape 10.000 de cazuri pe zi, lasă de dorit în acest moment, pentru că nu există practic o coordonare a direcțiilor de sănătate publică care să poată să identifice toate persoanele infectate, să poată să facă anchetele epidemiologice pentru un număr așa de mare de persoane și mai mult să poată să identifice și să testeze contactii acestor persoane. Dacă nu reușim acest lucru, atunci infecția va continua să circule în comunitate. Apropo de capacitatea de testare, există foarte multe discuții legate de recomandări în ceea ce privește testarea. Trebuie să știți că raportarea cazurilor de infecție cu nou coronavirus în sistem european se face numai după confirmarea unui caz prin test PCR. Deci, testele PCR, creșterea capacității de testare este esențială. Însă nu oricum. Noi ne găsim într-o situație în care raportăm un număr de laboratoare care intră în program sau în afara programului, care testează tot mai mulți pacienți. Acum avem o capacitate instalată în jur de 40.000 de teste. Auzeam acum o săptămână, probabil, pe domnul prim-ministru, spunea că sunt 50.000 de teste, se pot prelucra în fiecare zi. Important nu este numai să creștem numărul acestor teste, dar noi trebuie să fim siguri că aceste teste care se efectuează sunt teste de bună calitate, iar laboratoarele respective se găsesc într-un sistem de control al calității. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă că fiecare laborator trebuie să testeze periodic probe trimise de un centru coordonator și care trebuie să dea rezultate concludente, adică similare cu cele de la laboratorul, să spunem, de referință. Mai mult, trainingul specializat al personalului care lucrează în aceste laboratoare și verificarea cunoștințelor personalului este esențială. Așa se întâmplă peste tot și cred că propunerile pe care le-am făcut de-a lungul timpului, nu este o prima dată când spun acest lucru, și eu și alți colegi de-ai mei, mă refer la partea profesională, sunt foarte, foarte important să fie puse în practică și trebuie să înființeze centre regionale pe lângă universitățile de medicină care să coordoneze activitatea de testare. La situația actuală din România, capacitatea de testare trebuie să crească substanțial. Părerea mea este că trebuie să putem să testăm între 80 și 100 de mii de teste zilnic, adică să ne apropiem să depășim chiar jumătate de milion de teste efectuate în cursul unei săptămâni, iar acest lucru trebuie făcut permanent. Există încă probleme legate de funcționarea unor laboratoare, mai ales în zilele de weekend. Știți bine că se lucrează mai puțin în weekend, mai mult avem o problemă legată de proporția de teste pozitive din totalul testelor efectuate. Gândiți-vă că duminică am avut 40%, acum, în fiecare dintre zilele care au urmat, avem undeva între 25% și 28%. Cât ar trebui să fie? Care este, dacă vreți, procentul de siguranță în care putem să spunem că, într-adevăr, problema legată de pandemie este în curs de rezolvare?
o scădere la 3% a probelor pozitive din totalul testelor efectuate. Israelul, care este o țară care a avut probleme extrem de mari legate de pandemie, a reușit reducerea numărului de sau proporției de teste pozitive de la valori probabil apropiate de cele ale României la mai puțin de 2%. Este o țintă pe care ar trebui să ne-o propunem. În ceea ce privește direcțiile de sănătate publică, direcțiile de sănătate publică continuă să fie conduse în foarte multe județe de persoane care nu au niciun fel de tangență cu sănătatea publică. E vorba de oameni de alte profesiuni decât cele medicale și încă un lucru, este hipertrofiat o parte a direcției de sănătate publică, adică inspecția sanitară, în detrimentul celor care trebuie să facă anchete epidemiologice. În urmă cu 3 săptămâni, în toată țara, inspecția sanitară a făcut controle încrucișate, adică s-au dus dintr-un județ în altul, să vadă cum funcționează spitalele. Eu cred că trebuie să facem anchete epidemiologice ca să putem identifica toți contactii, ca să putem să-i testăm, să izolăm și să oprim transmiterea. Este absolut necesar să putem face acest lucru în perioada imediat următoare. Cam astea sunt lucrurile pe care am vrut să vi le spun. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, cu mare plăcere. O secundă, domnul președinte, vreți să spuneți vreodată? Da, vă rog. Urmează colegii două declarații, după care revin eu la întrebări. Păi să nu pierdem subiectul, dacă tot e pe medical. Da, dacă ne dați voie să vă spunem și noi două lucruri și imediat o să vă răspundă că vorbim despre aceleași lucruri. Domnul profesor vă spune cum să văd lucrurile de aici la București, dacă îmi permiteți. Radu Moldovan, vă spun realitățile din țară. Am înțeles, mulțumesc. Nu ce declară domnul ministru Tătaru, de exemplu, dacă îmi dați voie. Radu Moldovan, sunt președintele Consiliului Județean Bistrița Năsăud. Și vă vorbesc și în calitate de om care a trecut prin această situație. În momentul de față, și nu vreau să panichez, nu vreau să speriu pe nimeni, situația în țară este una foarte grea, extrem de critică și l-aș ruga foarte mult și prin intermediul dumneavoastră pe domnul ministru Tătaru, care ne-a spus zilele trecute că are 1250 de paturi de ATI, că face 1500 de paturi ATI, că în momentul de față ar fi extrem de util pentru toți medicii și pentru toate spitalele din țară ele să fie făcute măcar pe un site al Ministerului Sănătății, publice, ca colegii noștri din spitale să știe unde să trimită bolnavii. În momentul de față, în județul pe care îl reprezint, la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, Spital COVID, avem 105 paturi pline de peste o săptămână, la Spitalul Suport COVID din Năsăud, unde sunt 50 de paturi, astăzi mai sunt 5 libere. 13 paturi la ATI, de peste o săptămână, ocupate toate, am încercat cu colegii noștri să mai introducem paturi suplimentare peste regulile de respectare a suprafețelor a necesarului de metri cub de aer dintr-un salon. Am deviat de la aparatura de ventilare mecanică prin suport prin furtune oxigen pentru aceste paturi, dar am ajuns în situația în care în etapa următoare nu mai avem personal care să le deservească. Am putea să mai creăm suplimentar paturi pentru a putea să tratăm bolnavii în situația medie, adică pe secție cei care au nevoie de CPAP să poată fi tratați pe secție, să nu-i ducem în ATI, dar nu avem personal de specialitate cu care să facem acest tratament. Am văzut de asemenea că își permite domnul ministru Tătaru să mintă în situații de asemenea situație că managerii de spitale nu fac solicitări pentru Remdesivir. V-aș da următoarele exemple. Buzău. 10 paturi ATI, 0 disponibile. Necesar de doze de Remdesivir 150, 35. Botoșani. 5 spitale suport COVID, 11 paturi ATI, 0 disponibile. Necesar 200 de doze, în stoc 42. Caraș-Severin, 2 spitale, 18 paturi ATI, 0 disponibile. 0 doze de Remdesivir, 400 necesar. Mureș, 4 spitale COVID și suport COVID, 57 de paturi ATI, 0 paturi libere. Necesar de doze de Remdesivir 240 pe săptămână, 17 doze au acum. Galați, 4 spitale COVID, 12 paturi ATI, 0 disponibile. Prahova, 3 spitale
COVID, 40 de paturi ATI, 0 disponibile. Vrancea, 2 spitale, 13, 4, 0 disponibile și poți să continui în acest, în această linie. S-au cheltuit foarte mulți bani, se împrumută foarte mulți bani și, din păcate, medicamente nu ajung la spitale. Medicii nu au medicamentele necesare să trateze pacienții. Vă mai dau un exemplu din județul Bistrița Năsău, de la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, de la începutul pandemiei. 1499 de bolnavi tratați în Spitalul Județean de Urgență. Aproximativ pe toată perioada asta am primit 300 de doze de Remdesivir pentru a trata 50 de pacienți din 1499 de pacienți. În plus față de asta, dragii mei, personalul medical este epuizat. Am stat 8 zile în spital, zi și noapte acolo alături de ei. Personalul este epuizat, în continuare posturile blocate și dacă nu se iau măsuri de urgență pentru a putea întrerupe transmiterea asta în masă a virusului, eu nu sunt specialist, dar vin dintre oameni și stau de vorbă cu ei în fiecare zi, în maxim o săptămână, noi nu mai avem unde primi bolnavi. Degeaba Guvernul României a transmis către fiecare spital obligativitatea de a prelua toți bolnavii, a existat și înainte. În momentul de față avem situația în care paturile de la UPU sunt arhipline cu suspecți COVID, bolnavii care vin din accidente rutiere, cu infart, cu atac vascular cerebral sau cu alte situații delicate pe cod roșu, nu au unde fi tratați pentru că paturile sunt ocupate de suspecții COVID care nu au unde fi preluați pe secții. Deci eu cred că se impune de urgență ca la nivelul conducerii țării să se așeze toți factorii politici la aceeași masă împreună cu specialiștii să găsească soluții pentru a întrerupe creșterea care continuă de câteva zile, aproape de 1000 de cazuri de la o zi la alta, pentru că altfel sistemul sanitar românesc în maxim 10 zile va intra în blocaj și din păcate vom vedea și în România ceea ce am văzut în Italia în primăvară. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc frumos! Bună ziua! Bună ziua tuturor! Sunt președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivan, ce mă numesc, și situația prezentată de domnul președinte, colegul meu, este similară și la nivelul județului Bacău. Mai mult decât atât, contribuția Ministerului Sănătății la sănătatea băcăoană a constat într-un spital modular de 3 milioane de euro care zace acum într-o părăsire completă. De 3 milioane de euro, bani sifonați, ce s-ar fi putut cumpăra, retoric spun, câte medicamente s-ar fi putut cumpăra pentru Spitalul Județean Bacău? Vreau de asemenea să vă relatez o situație de la tot din cadrul județul Bacău, referitoare la decizia instanței de judecată privind Horeca. În data de 12 octombrie m-am întâlnit cu reprezentanții Horeca și în urma consultărilor cu aceștia am elaborat un plan de măsuri gradual pentru funcționarea locațiilor Horeca în contextul pandemic de atunci. Fac precizarea că la nivelul județului Bacău nu a fost semnalizată niciun focar COVID în locațiile Horeca și nici nu a fost depistate persoane care să îmbolnăvească, să presupună un focar. Ca atare, am propus prefectului măsurile stabilite împreună cu reprezentanții Horeca și am pledat pentru aplicarea graduală acestora, nu printr-o abordare heirupistă, așa cum s-a hotărât într-un final, blocând astfel un sector de activitate, contributori la bugetul local.
Ca atare, în loc să preia aceste măsuri, să le aplice într-un mod gradual, s-a hotărât, prefectul a hotărât să le respingă, să respingă amendamentele și să închidă acest sector de activitate. După, cu data de 3 noiembrie, iată că s-a confirmat că propunerile noastre au fost corecte, propunerile susținute au fost corecte, iar măsurile aplicate la nivelul județului și nu numai la nivelul județului sunt pripite, haotice și care afectează nu doar acest sector, ci și sectorul de învățământului, culturii, creând prejudicii nu doar pentru sănătatea umană, ci și bugetului local. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Poate că... Da, vă rog, dacă aveți pentru mine întrebări, după aia pentru colegii mei... Avem o întrebare. Domnul medic Radu Țincu, specialist în terapie intensivă, spunea că epidemia este scăpată de sub control și că până în decembrie vom ajunge și chiar poate vom depăși 25.000 de cazuri noi pe zi de coronavirus. Este o variantă posibilă din punctul dumneavoastră de vedere ca specialist? Da, este o variantă posibilă. Dacă astăzi avem aproape 10.000 de cazuri, vă dați seama că am avut câte un salt de la o săptămână la alta și mă refer la media cazurilor, nu la o zi anume. Inițial de 500 de cazuri, ulterior de 1000, acum avem un salt de aproape 2000 de cazuri de la o săptămână la alta. Și atunci, în mod evident, dacă asistăm la intervale de 7 zile, 10 zile, că avem un salt major, se poate ajunge la această situație. Problema nu este a numărului de cazuri. Toată lumea este concentrată pe numărul de cazuri. Problema majoră este legată de două elemente. Ce facem cu pacienții care, să spunem, au forme medii și care trebuie internați? Ce facem cu pacienții care au forme grave și trebuie duși la terapie intensivă? Aceste două elemente, dacă sunt nerezolvate și sistemul de sănătate nu este un elastic pe care îl întinzi la nesfârșit, în mod evident, atunci acești pacienți, cei cu forme medii, nu vor putea fi internați și vor ajunge să facă forme grave. Cei cu forme grave vor ajunge să devină pacienți critici și va crește foarte mult mortalitatea. Lucrul ăsta trebuie să fie clar pentru toată lumea. Acum, să zicem, am avut cel mai mult, cred că 146 sau 147 de decese într-o zi. Noi deja suntem ca și nivel, în Uniunea Europeană, cu toate că incidența cumulată din ultimele două săptămâni ne plasează undeva pe locul 10-12, ca și mortalitate suntem pe locul 3-4. Asta ce mi arată? Că în momentul în care eu, ca număr de cazuri, o să ajung la una dintre primele poziții în Uniunea Europeană, o să explodeze mortalitatea, se va dubla, se va tripla și o să ajungem ca jumătatele din decesele înregistrate în România. Să știți că în România mortalitatea, să spunem, obișnuită, cea care duce la decesul a circa 230.000 de persoane pe an, cam atâția concetățeni de ai noștri mor pe an. Asta înseamnă că în fiecare zi avem undeva în 600-650 de decese zilnic pentru toate patologiile, boli cardiovasculare, cancer, diabet și așa mai departe. Dar dacă avem jumătate din numărul de decese datorate infecției cu coronavirus, avem o problemă majoră și lucrul ăsta trebuie rezolvat. Nu putem doar să așteptăm ca numărul de cazuri să crească, să extindem capacitățile și intervenția să lipsească. Eu de asta v-am spus că primul lucru pe care l-aș face ar fi regândirea sistemului de sănătate publică din mers. Aș da gestionarea și coordonarea Institutului Național de Sănătate Publică, direcțiile de sănătate publică, tot personalul. Sigur, în București aducem studențe, foarte bine, dar nu putem să aducem în toată țara. Avem diverse structuri. Promovarea sănătății, inspecția sanitară, îi aducem pe toți să facă anchete epidemiologice și găsim și o modalitate ca să descongestionăm puțin activitatea de sepurile. Vă dau un exemplu. Sigur, nu toată lumea poate să facă, dar fac o aplicație în care un pacient pozitiv își deschide telefonul și când știe că este pozitiv, își completează datele personale și DSP-ul deja știe că el este avizat, poate să și completeze elemente care sunt sugestive pentru ancheta epidemiologică, dar lucrul ăsta trebuie făcut.
Nu trebuie doar declarat. Nu, trebuie, deci, activitatea medicală în România, conform legii, este responsabilitatea, revine clar, Ministerului Sănătății. Că sunt instituții, suport, STS-ul, Ministerul Apărării, Direcția de Departamentul pentru Situații de Urgență, asta e altă discuție. Și bineînțeles că trebuie să lucreze împreună. Dar vă rog să-mi spuneți dumneavoastră, unde vedeți că există acel creier de comandă care are fiecare zi ședințe operative, să vadă care e situația de pe teren, care sunt măsurile care trebuie luate la nivel central și la nivel local. Nu este suficient să circul prin țară să vizitezi spitale, asta să știți că nu ajută absolut la nimic, nu se rezolvă problemele făcând vizite de lucru, se rezolvă problemele dacă există un centru de comandă, iar la nivelul fiecărui DSP o structură similară care are corespondent în Ministerul Sănătății. Lucrul ăsta, din păcate, nu se întâmplă. Aș avea o întrebare pentru domnul Moldovan. Aș vrea să ne spuneți cu câte paturi de ATI ați reușit dumneavoastră la Bistrița să suplimentați și în câte zile preconizați că nu veți mai avea niciun loc liber la ATI pentru bolnavii de COVID. Deja nu mai avem niciun loc liber la ATI. Pe lângă, noi avem pe structura aprobată de Ministerul Sănătății, Spitalul Județean de Urgență Bistrița are 20 de paturi ATI. Din astea 20 de paturi ATI, 13 le-am făcut COVID. 7 lăsându-le pentru celelalte necesități. Am suplimentat, introducând paturi suplimentare, cu 7 paturi structura. Dar acum nu putem deconta, pentru că raportările nu ne intră în birocrația Ministerului Sănătății, pentru că avem aprobată structură de 20. În momentul de față, de o săptămână aproximativ, noi nu mai avem, am suplimentat, astăzi am arhiplin totul și din păcate și situația este generală. Dacă Ministerul Sănătății, domnul Tătaru, ne-ar pune paturile alea lui libere de ATI, comunicate ca și, nu știu, de grupul de comunicare strategică, unde le găsim? Atunci aș ști ce fac cu un bolnav critic de urgență, dacă îl pot trimite la Mureș, la Alba, la Arad, la Maramureș, la Cluj. Dar noi, în momentul de față, colegii mei nu mai știu ce să facă, că nu avem niciun fel de comunicare publică a Ministerului, decât declarații politice. E obligatoriu într-un sistem, dacă nu vor să-l comunice public prin dumneavoastră, într-un sistem intranet, pe site-ul Ministerului, unde să aibă acces spitalele, să ne spune unde avem paturi libere COVID, pentru că am ajuns în situația în care la Bistrița de vineri, de exemplu, mai avem 5-4 la Năsăud. Domnul profesor spunea de reducerea ratei de infectare. Știți cât e rata de infectare în ultime zile la Bistrița? De peste 50%. Adică din totalul de 350-400 de teste pe care le facem, peste 50% îi avem pozitivi. Deci cele 5-4 în o zi, două sunt pline. Noi nu mai avem unde interna nici măcar bolnavii care sunt în zona medie și au nevoie de evaluare și de tratament. Și ei ar trebui să-i transferăm în altă parte, nu știm unde. Și v-am spus că am ajuns în situația în care se blochează. Omul ajunge la UPU, îl pune pe oxigen, cum să-l iei de acolo? Și nu avem unde să-l transferăm. Și el este cu simptome, este evident că e în zona COVID, pentru că are mai multe simptome, până îi vine și testul, nu avem ce să facem cu el. Și se impune de urgență, ca specialiști, nu știu, domnul profesor Rafila, cu domnul profesor Cercel, cu domnul Institut Tătaru, domnul președinte, cu toată echipa lui, să se așeze la masă, să ia lucrurile reale din teritoriu, pentru că, iertați-mă, noi suntem disperați. Nu numai când v-am spus nu există medicamente necesare, dar ajungem în situația în care nu le mai putem oferi minim cetățenilor. Minimul de tratament să fie luat, să fie pus sub supraveghere. V-aș întreba și cum stați cu banii, pentru că înțelegem că s-au cheltuit extrem de mulți bani de către consiliile județene în mare parte, tocmai pentru a avea aparatură și tot ceea ce este necesar pentru lupta cu COVID-19. În schimb, l-am văzut ieri pe ministrul de finanțe, Florin Câțu, care v-a acuzat că mai aveți încă bani, în special pe cei din Partidul Social Democrat, că încă mai există bani și că nu știți de fapt să îi cheltuiți sau nu vreți să îi cheltuiți. Așa, care am este înțeles situația la Bistrița? Am înțeles întrebarea, din păcate pentru mine, l-am auzit și eu pe ministru, pe acest domn care conduce Ministerul de Finanțe prin live-uri pe Facebook. E păcat, dar din păcate asta e situația pe care o trăim în România. Aș face doar o scurtă introducere. Bugetul anului 2020, în general, la toate consiliile județene din România, cu plus minus, a fost diminuat cu aproximativ
25% în comparație cu bugetul pe anul 2019. Între timp a venit peste noi situația COVID și a trebuit să cumpărăm real-time PCR-uri, echipamente, ventilatoare mecanice, extindere secția și mai departe. Am făcut toate cheltuielile, asta e obligația noastră să avem grijă de cetățeni. Se decontează în momentul de față, am depus documente la minister, să verific că vom vedea de unde recuperăm din fonduri europene banii cheltuiți. În schimb, am ajuns acum în luna a 11-a, în care foarte mulți dintre noi ne blocăm. De ce ne blocăm? Pentru că ne-a fost diminuat cu 25% bugetul, a trebuit să facem cheltuieli suplimentare care nu erau prevăzute la începutul anului. Domnul Câțu, și am documentul, o să-l rog pe colegii mei, o să le dau să vi-l pună la dispoziție, la negocierile cu structurile asociative ale autorităților locale, a angajat că pentru direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, așa cum s-a întâmplat cam în fiecare an, 90% din cheltuielile sociale vor fi suportate de la guvern prin Ministerul Muncii și 10% de către autoritățile locale. Avem și documentul necesar. Ei, am primit la bugetul adoptat fără dezbatere prin asumare cam 22-23% din necesarul de sume. Am mai primit la o rectificare 1 milion de lei în condițiile în care doar la Bistrița, un județ mic, costurile lunare sunt de 4.200.000. Deci la rectificarea de august am mai primit 1 milion. Am mai primit ceva la amendarea unei ordonanțe de rectificare de la Parlament, dar în momentul de față suntem puși în situația de imposibilitate de plată. Domnul ministru Câțu, ca și doamna Violeta Alexandru, populisme, petiții și lucruri care încearcă să manipuleze lumea, doamna Violeta Alexandru spunând că dacă președintele Consiliului Județean a primit salariu, înseamnă că sunt bani la DGASPC. Dacă mă învață pe mine, doamna Violeta Alexandru, cum cu cei 12.000 de lei care am eu salariu, pot să acopăr 4.200.000 cheltuiala lunară la DGASPC, eu sunt dispus să renunț la salariul meu ca acești oameni care sunt în prima linie, care lucrează și ei în situații foarte critice, nu-și primesc salariile pentru că guvernul României, chiar dacă am împrumutat peste 130 de miliarde, nu-și face datoria minimă de a asigura funcționalitatea unor instituții în care sunt îngrijiți oameni foarte bolnavi, copii cu handicap, cu handicap foarte grav și pe lângă că nu primim medicamente la spitale, n-am primit nici acești bani. Dacă ne uităm acum și manipulăm și eu am în conturile Consiliului Județean pe investiții, unde am obligația să cofinanțez proiectele europene, la masterplanul de apă și canalizare, la infrastructură de drumuri, la unitatea de primire urgență, extindere pe POR, la secția externă de infecțioase, la secția externă de pneumofiziologie. Eu am angajamente și contracte pe care trebuie să le cofinanțez. Sunt bani de investiții. Eu nu pot să iau banii de investiții, să blochez proiectele, să pierd toți banii, să-mi iau Uniunea Europeană înapoi și să-i dau în locul guvernului la DGASPC. Nu-i aduc de la mama de acasă. Până astăzi, deși avem obligație să pun 10%, noi am pus 60% și guvernul undeva 30%. Dar astăzi nu mai am de unde să-i pun. Și oamenii ăștia trebuie să înțeleagă că trebuie să stea de vorbă. Am văzut în fața guvernului Sanitasul care pichetează pentru că personalul din sănătate este epuizat, nu se deblochează posturi, nu mai au cu cine să lucreze și nici măcar nu-i primesc la un dialog. Adică să meargă cineva să stea de vorbă cu oamenii ăștia. Nu așa putem să depășim aceste momente critice. Concret, domnule Moldovan, în luna decembrie sau chiar de acum din noiembrie riscă angajații să nu mai primească salariile? În majoritatea județelor, știu, excluzând poate județe foarte bogate, gen Constanța sau Prahova, care au resurse foarte multe, există riscul major ca încă începând din luna noiembrie, în majoritatea județelor să nu mai existe resurse pentru achitarea drepturilor salariare acestor oameni, dacă guvernul nu va face ceva. Și pericolul foarte mare este în momentul de față lipsa totală de dialog. Cu noi nu vrea să stea de vorbă nimeni. Dacă o să aveți curiozitatea, unii dintre dumneavoastră, să vă uitați la miliardul alocat electoral de către domnul prim-ministru Orban în urmă cu o lună și să vedeți cum la o localitate cu 700 de locuitori s-au alocat 12 miliarde și la alta cu 9 sau 10 mii de locuitori 2 miliarde. Bani
dați pentru campanie electorală. Astăzi suntem într-o situație de criză și lucrurile trebuie stabilite pe priorități. Trebuie să avem grijă de sănătatea oamenilor și trebuie să avem grijă să asigurăm resursele financiare necesare pentru cei care în județul Bistrița-Năsăud îngrijesc de peste 1000 de copii și alte sute de bătrâni și oameni foarte bolnavi. Dar lucrul ăsta este general, cu mici excepții, în toată țara. Dacă îmi permiteți, domnule Rafira, aș avea câteva întrebări, pentru că a venit și buletinul zilnic. Vedem că avem peste 9700 de cazuri. Da, m-am uitat și acum, 1000 mai mult mai decât devreme. Ieri. Voiam să vă întreb, tot astăzi este și o ședință a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, în care înțelegem după ședința de aseară că se impun noi restricții, printre care ar putea fi impusă inclusiv limitarea circulației pe timp de noapte în zonele care au depășit o anumită incidență, dar și purtarea măștii obligatorie în toată țara. Cum vedeți aceste decizii? Purtarea măștii obligatorie nu este o problemă în momentul în care noi la nivel național avem cel puțin 4 la 1000, adică 400 la 100 de mii, spuneți cum doriți, incidența acumulată. Deci acea referință la care tot ne gândim când luăm măsuri, utilizarea măștii este ok. Acum, haideți să discutăm despre motivele transmiterii. Care sunt? De unde se transmite această infecție? Care sunt locurile periculoase? Așa ar trebui să judecăm lucrurile. Problema a fost următoarea. Când s-au luat măsuri în timp, asta nu e o critică, este o poveste adevărată. Deci eu nu critic pe nimeni. Încerc să vă readuc în memorie ceea ce s-a întâmplat. S-au luat măsuri care au fost schimbate de la o zi la alta. Apropo de Horeca, s-a închis Horeca fără să existe niciun fel de legătură în acel moment a funcționării restaurantelor cu transmiterea. Mai mult, peste 2 zile, s-a reevaluat și au fost din nou deschise. Adică a fost o chestiune... După aceea, referința la 3 la 1000. Știți că a fost o nebunie legată de localitățile care aveau 3 la 1000 și în special București a fost obiectul acestor discuții. Am schimbat baza de calcul. După 6 luni de zile, în care s-a raportat într-un fel, a schimbat baza de calcul, populația, ca să scadă sub 3. După aceea s-au scos pacienții din focare, ca să scadă sub 3. După care am auzit de măsurile de carantinare pe străzi. Eu cred că ar trebui acum, eu să mă reîntorc și la ce a spus domnul președinte Moldovan, a trecut perioada politicianismului, cu toate că suntem în campanie electorală, trebuie să ne întâlnim cu toții, pentru că pacienții nu sunt nici de la PSD, nici de la PNL, nici de la USR și morții cu atât mai puțin. Și atunci trebuie să existe o asumare politică, dar să existe dialog, și să terminăm cu chestiunile cu politica pașilor mici, înainte și înapoi, care nu face altceva decât să accentueze transmiterea. Ce v-am spus eu la început cu măsurile de sănătate publică, acolo trebuie acționat imediat și nu văd niciun fel de discuție pe această zonă. Trebuie să testăm, noi trebuie acum avem o chestie prioritară, protejarea personalului medical. Dacă personalul medical la această circulație mare a virusului se îmbolnăvește, nu va mai avea cine să îngrijească pacienții. Ori, haideți să ne întoarcem la propunerile tehnice care au existat de luni de zile. Să testăm personalul medical periodic, la 2 săptămâni, testarea personalului medical. Pacienții cu boli cronice, de ce trebuie ei să nu poată să aibă acces la servicii de sănătate? Îi testăm, avem testele rapide cu antigen, testăm pentru consultații, cu aceste teste așteaptă 15 minute și sunt consultați. Nu mai așteaptă zile întregi ca să poată să beneficieze de o consultație. Astea sunt lucruri simple care se pot face. Nu sunt simple pentru că într-un sistem de sănătate publică, de fapt, care în momentul de față e nefuncțional, ca să poți să-l faci funcțional, în primul rând, cum am spus, trebuie o gândire și trebuie să facă oameni care au mai făcut lucrul ăsta. Dacă coordonarea activității este la nivel local și la nivel central, făcută de oameni care nu știu cum funcționează sistemul de sănătate publică, eu vă întreb pe dumneavoastră cum se poate coordonarea asta să se transforme într-o coordonare eficientă. Lucrurile sunt clare din punctul ăsta de vedere, nu trebuie să descoperim apa caldă, trebuie să aplicăm un sistem care este clar recomandat și de instituțiile internaționale. Avem exemple din alte țări și așa mai departe. Transportul este principala sursă de transmitere a bolii în momentul de față, transportul public, transportul în comun, și acele apeluri de discuție, nu numai de discuții, colaborare cu toți angajatorii, încât toată lumea să-și împartă personalul în 3
cei care nu pot lucra de la domiciliu. Că asta se întâmplă peste tot. Toată lumea zice, domnule, lockdown. Nu, este așa, este asumarea de către angajatori a lucrurilor la domiciliu acolo unde se poate, iar restul își împart personalul în trei și mijloacele de transport sunt maxime pe parcursul celor 3 ore necesare transportului la locul de muncă și, bineînțeles, la întoarcere, și lucrurile funcționează. Noi am închis școlile. Spuneți-mi, în ce țară din Uniunea Europeană școlile din clasa 1 până în clasa 8 sunt închise? De ce? Pentru că nu s-a evaluat impactul deschiderii școlilor. Uitați-vă, suntem la 2 săptămâni de la închiderea școlilor. Vi se pare că a scăzut numărul de cazuri? Deci e clar că școlile nu au avut o influență importantă în ceea ce privește numărul de cazuri. Cazurile cresc repede, cu toate că școlile sunt închise. Dar despre limitarea deplasării în timp de noapte, vedem că este o decizie care a fost luată și în alte țări. Credeți că este limitarea, benefică? Limitarea deplasării în timpul nopții vedeți, lumea are impresia, domnule, dacă mergi noaptea pe stradă, înseamnă că ești la risc să te îmbolnăvești. Nu e adevărat. Nu asta este sensul acestei măsuri. Sensul acestei măsuri este legat de limitarea petrecerilor, contactelor de altă natură care aduc multe persoane împreună. Discutăm de tot felul de modele, inclusiv modelul suedez, că mie mi s-au pus în gură vorbe pe care nu le-am spus, în mod deliberat, pentru că orice demers îl faci cu bună credință, imediat găsești pe cineva ca să încerce să ți-l compromită. Modelul suedez spune acum așa, să limităm foarte drastic interacțiunile umane, să mai mergem mai puțin în vizită unii la alții, să nu facem petreceri cu 20 de persoane, să facem cu familia și cu încă 2-3 persoane cel mult și să luăm măsuri de distanțare. Nu sunt lucruri complicate, dar lucrurile astea nu se spun, nu există o comunicare din punctul meu de vedere decât rudimentară. Acest buletin informativ pe care dumneavoastră îl primiți zilnic nu este o comunicare în criză majoră de sănătate publică. Este doar o informație seacă care nu are niciun fel de empatie, nu are niciun fel de soluție, nu are niciun fel de viitor. Dacă lucrurile... De asta cred că ce spunea domnul președinte, există în momentul de față o situație de criză, iar criza asta trebuie traversată prin mai puține declarații politicianiste, polemice. Trebuie lumea să înțeleagă că nu mai este timp de așa ceva. Domnule Rafila, a fost dispusă și carantinarea a 12 localități în care gradul de incidență este de peste 5 la 1000 de locuitori. În condițiile de față, în capitală, vedem un grad de incidență... Nu mă supărați, eu vreau să vă pun și o întrebare ca să mă lămuresc. Păi, era vorba de 3. A fost o hotărâre de guvern, nu? 555, mi se pare, în care spunea de 3. Acum s-a hotărât 5. Peste o săptămână, 6. Deci, încă o dată, care este referința? Dacă facem ceva, haideți să avem și o predictibilitate. Dacă hotărâm că e 3, e 3. Nu vedem că crește numărul de cazuri și atunci luăm măsuri punctuale. Asta e o chestiune care ține de asumare. Nu se poate să tot schimbi regulile jocului în timpul jocului și să încerci să le adaptezi unui interes care s-ar putea să fie politic. Poate nu e politic, dumneavoastră știți mai bine decât mine dacă este sau nu este politic, în care încerci să adaptezi și vii cu o declarație și spui că politica pașilor mici este cea care rezolvă problema. Acum cred că este politica responsabilității și sociale și, până la urmă, politica responsabilității. Vrem să facem ceva sau continuăm cu aceste chestiuni care fie încearcă să îi compromită pe cei care spun adevărul, fie sunt declarații care n-au acoperire în realitatea de pe teren. Vedeți ce se întâmplă, azi sunt aproape 10.000 de cazuri. Cert este că în momentul de față capitala a ajuns la o rată de incidență de 4,45. În momentul de față, considerați... Depinde la cine numărăm, încă o dată. Poate se mai schimbă o dată de baza de calcul și o să vedem că e de fapt de la 2,5, că adunăm și Ploieștiul în socoteală. Acestea sunt raportările pe care le primim. Dumneavoastră, ca specialist, considerați oportună carantinarea capitalei? Ar fi posibil un astfel de scenariu? Trebuie găsită soluția la timp. Dacă noi amânăm soluțiile și le luăm târziu și le luăm nepredictibil, atunci ajungem la propunerea pe care o faceți dumneavoastră sau la întrebarea pe care o mi-o lansați. Nu, pe care mi-o lansați mie, nu? Vă întreb. Dacă lucrurile astea pe care vi le-am spus, discuțiile cu angajatorii, decalarea transportului public, decalarea programului, erau realiste și se întâmplau din timp, răspunsul era categoric nu. Nu este nevoie de carantinarea capitalei.
Deci, vă rog frumos, mergeți la guvern, întrebați-i de ce nu au luat măsurile, de ce au stat toată vara și n-au reformat și n-au făcut operaționale direcțiile de sănătate publică, mai ales Direcția de Sănătate Publică București, și probabil că și dumneavoastră, ca și alți ziariști, a sunat la Direcția de Sănătate Publică București și cred că v-a răspuns imediat a doua zi. Și atunci, și atunci puteți să aveți răspunsul dacă trebuie sau nu. Eu nu pot să spun că trebuie carantinat când noi am avut toate soluțiile la dispoziție să nu ajungem într-o astfel de situație. Noi așteptăm să ajungem într-o situație critică, după care să vedem cum facem să rezolvăm problema. Deci răspunsul îl aveți puțin mai încolo la Piața Victoriei. Dacă îmi permiteți, mâine începe oficial campania electorală și vedem că ne apropiem de 10.000 de cazuri. În ce condiții am putea să avem această campanie electorală dacă restricțiile sunt suficiente și dacă nu există riscul ca acest număr de... Revin la o declarație anterioară. Ziua votului, nu cred că este o zi periculoasă, ziua votului, dacă lucrurile sunt planificate așa cum trebuie. Sigur. M-am uitat și eu la campania electorală din Statele Unite, cred că tu și dumneavoastră v-ați uitat, și am văzut că acolo votul democratic are o mulțime de posibilități încât lumea să nu se înghesuie la vot. Vi s-a părut că au fost discutate aceste posibilități legate de procedura de votare? Până la urmă, votul, campania electorală, sunt niște mecanisme democratice. Noi trebuie să încurajăm oamenii să meargă la vot. Asta este foarte clar. Poate că o se organizeze perfect ziua votului din 6 decembrie, n-am niciun fel de comentariu. Problema mea este ce se întâmplă în campania electorală. Ieri a fost un ordin comun dat de Ministerul Sănătății și Ministerul Administrației și Internelor, conduit în timpul campaniei electorale. Foarte bine, dar orice campanie electorală care presupune, sau orice activitate, intensificarea contactelor, călătorii, că discutam de călătorii și așa mai departe, sigur că crește un riscul de infecție și de asta este în mod evident. Nu putem să spunem că desfășurăm o campanie electorală quasi normală și nu există niciun fel de risc legat de creșterea transmiterii. Și de asta vă spun, atunci trebuie să discutăm între mecanismul democratic al alegerilor, al organizării alegerilor, dacă e un proces, și de ziua alegerilor în mod separat. Ziua alegerilor poate să fie perfect organizată, dar ce se întâmplă înainte și ceea ce s-ar putea întâmpla eventual după când se sărbătorește victoria este o chestiune la care trebuie foarte serios să ne gândim și cred că guvernul are toate pârghile să ia o decizie înțeleaptă care să nu afecteze sănătatea publică. O singură întrebare mai am. Voiam să vă întreb despre centrele de testare. Ați amintit și dumneavoastră despre ele. Aveți informații că ar exista astfel de centre de testare care nu furnizează rezultate corecte? Știți care e problema? Dacă nu faci control de calitate, cu siguranță există. Controlul de calitate, tocmai asta are rolul. Dacă noi am propus de două ori, de acum 6 luni, în detaliu chiar, cum trebuie organizate, că trebuie făcute cel puțin 5 regionale, 5 locuri unde oamenii să poată să instruiască, unde să existe controlul extern de calitate. Și nu s-a întâmplat nimic de 6 luni de zile. Și după aia vin și spun, da, a crescut de ieri până astăzi, a crescut capacitatea de testare de la 40.000 la 50.000. Dumneavoastră, ce părere aveți de combinația asta de declarații privind creșterea capacității de testare și de siguranța acestor rezultate? Eu sunt om de laborator, adică eu vorbesc în cunoștință de cauză și mi-aduc aminte că în timp au fost situații. Niște nou-născuți la Timișoara au ieșit toți pozitivi, după aia au ieșit toți negativi. Au fost multe situații. Eu nu zic că nu se poate. Una este să ai un test fals pozitiv sau fals negativ și altceva să ai multe teste fals pozitive și fals negative din partea unui laborator. Se numește proficiență lucrul ăsta, adică controlul calității laboratoarelor care lucrează în sistem, indiferent că ele sunt din program sau din afara programului, că și cele care sunt în afara programului trebuie să fie supuse acelorași reguli. Ultima întrebare. Dacă mai aveți timp să mai scrieți cărți, când ați scris ultima carte și dacă mai e timp în această perioadă? În această perioadă sigur nu este timp. Acum dacă scriu cărți, eu nu sunt romancier, eu scriu cursuri, scriu materiale de specialitate, fac o serie întreagă de informări, de rapoarte. Sigur că da, asta este activitatea mea cotidiană.
Când ați scos ultima lucrare științifică? Sau... Lucrare științifică, cred că în cursul acestui an au fost două publicații în cursul acestui an, în reviste prestigioase. Și aș mai avea o întrebare pentru domnul Moldovan. Aș vrea să ne spuneți cum ați trecut în acele 8 zile la cât ați fost la internat la spital, care au fost simptomele, care a fost experiența dumneavoastră cât ați fost confirmat cu COVID-19? Da, mulțumesc pentru întrebare. Chiar la depunerea jurământului am făcut câteva precizări legate de acest lucru. Nu doresc nici celui mai mare dușman a cuiva să treacă pentru astfel de situații. Eu, având o formă ușoară spre medie, fără a avea probleme de lipsă de oxigen, să știți că nu e cea mai plăcută perioadă și, așa cum v-am spus, mai ales nopțile, când se așterne o liniște în spitale și auzi sutele de oameni care tușesc foarte tare în toate saloanele, auzi strigându-se codurile când cineva nu mai are oxigen, când trebuie să vină medicul, când trebuie să vină bracadierul să fie pus pe pat și dus la ATI. Sunt perioade foarte grele și cel mai mare pericol care ne paște acum e epuizarea personalului de specialitate, care are deja 7-8 luni de când lucrează în condiții foarte, foarte, foarte grele. Ne luptăm cu o boală invizibilă. În momentul de față avem doar un medicament care se spune că ar face lucruri foarte bune în tratarea COVID-ului, Remdesivirul, care din păcate lipsește din foarte multe spitale. Restul e la mâna medicilor, la inspirația la lor și la ajutorul divin. Credeți că ați fost privilegiat pentru faptul că sunteți președinte al Consiliului Județean și pentru că ocupați o funcție publică? Ați fost un pacient privilegiat? Nu, pentru că am fost tratat la fel ca toți ceilalți pacienți, am fost testat, am respectat procedurile, am răspuns anchetei epidemiologice, chiar foarte interesante, și la cea de-a doua, după ce cred că cineva, e o supoziție, cred că cineva de la guvern de undeva a transmis un mesaj ca să fiu întrebat în detaliu cu cine m-am întâlnit în Delta, cu nume și prenume. Deci acolo a fost timpul necesar pentru ancheta epidemiologică. Am respectat întru totul, am spus cu tot ceea ce era de spus, cu cine am fost și unde am fost. Am mâncat aceeași mâncare cu toți ceilalți bolnavi, am primit același tratament, am fost tratat de aceiași medici. Le-am mulțumit și în mod public tuturor și medicilor și tuturor personalul de specialitate și auxiliar care fac eforturi supraomenești. Nu am avut o situație gravă de sănătate. Am avut, v-am spus, una între mediu și ușor, cu simptome, cu plămânii afectați într-un anumit grad în urma CT-ului care mi-a fost făcut. Tratamentul în Spitalul Județean de Urgență Bistrița, care are condiții foarte bune, pentru că investițiile care le-am făcut sunt unele foarte mari, e unul bun spre foarte bun, dar v-am spus, nu mai avem paturi. Nu mai avem unde să punem paturi, că nu mai avem oameni cu cine să lucrăm. Și aș mai avea o întrebare pentru domnul președinte. Să ne spuneți ce se întâmplă de acum încolo cu acea decizie a instanței pe Horeca și dacă ați primit vreun semn de la prefectură că s-ar putea schimba situația. În mod cert, atribuțiunea de a îndeplini acea hotărâre judecătorească aparține instituției prefectului, respectiv președintele Comitetului Județean de Situații de Urgență. În acest moment nu se aplică, există o parte, s-a suspendat un articol din hotărârea 44 care presupunea închiderea Horeca, locațiilor Horeca, dar reprezentanții Horeca au făcut o sesizare către instituția prefectului ca să primească instrucțiuni ce trebuie să facă în continuare. Nu a primit nici în acest moment, nu au primit un răspuns. În acest moment sunt sau nu deschise restaurantele și barurile din Bacău? Nu sunt deschise. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Mai sunt întrebări? Mulțumesc.